O nouă zi, o nouă plimbare cu Mr. Tank prin șantier. O nouă zi, o nouă plimbare cu Mr. Tank prin șantier. Doar că de data asta plouă de rupe. O să mă facă iar ciuciulete. Mr. Tank și-a uitat scuterul și m-a lăsat singur în ploaie. Vorbea la telefon și mergea și el nu și-a dat seama că scuterul ăla e tocmai în partea aia altă. Mamă, deja sudrat. Okay. Quickly. Okay. Astea sunt preîncălzitoarele noastre. Astea sunt preîncălzitoarele combustibilului de la motorul principal și degheuri. Văd că le-au scos și le-au dus în șantier pentru a fi curățate și testate la presiune. Le face pressure test acum. Trebuie să le fac poze. Mr. Tank, how much raining? Motor? Yeah. But it's raining outside. Yes, sir. Mergem, n-avem ce face. Mai avem încă de vizitat 4 workshop-uri. Astea-s valvele de la boiler. Okay, Mr. Tank. Very good. Very good job for this. Am venit la un alt workshop unde trebuie să testăm toate valvulele astea de la cargo tank, safety valve. Una câte una, cred că mi-a cel puțin 2-3 ore. Gata cu testarea valvelor, acum trebuia să mă aștepte cineva cu motocicleta, cu scuterul, dar văd că nu-i nimeni. Opa, să le iau pe ăsta cu bicicleta? You bring me to the ship? Yes. This ship, there. Oh, no. What do you want? This ship. Oh, no. Go there, this ship. Here, okay, bring me there. Okay. You? Yeah. Oh, no. Why not? I'm the police looking. Huh? Okay. Am luat la ocazie. Yeah? Yes, yes. Thank you very much. Gata, mergem înapoi la navă, e ora mesei, ați văzut că toată lumea pleacă deja din șantier să ia masa, așadar mă întorc și eu pe Navigator Umbrio. Bă, ce aici, mă? Ăștia sunt blackout pe navă.
Noroc cu antenele de la telefoane acum. Deci e blackout total. Că cum n-aibă ajuns în cabină, nu știu. De ce au făcut ăștia blackout? Habar n-am. Merg să mă schimb, să dă la masă, că nu mai pot. Mi-e fomiță. Ce liniște pe coridoare. Hello, guys. Something to eat here? Pizza. Oh, fuck. Today is Sunday, huh? Yeah. You see how I remember the days? By the pizza. Two? Yes, please. And this is? Nuggets. Okay, nuggets. Okay, okay. Okay. Oh, again too much. Thank you. You also finish? Yeah. Okay, then we can put back, huh? Yeah, somehow. But we have to be in contact with them somehow, yeah? A făcut ora 2:30 și abia am repus naba după blackout. La ora 3 mă duc iar în șantier. Mr. Zhang mă plimbă toată ziua prin șantier la el pe aici. Și m-am cam săturat să mă plimb, sincer să fiu. Aici e bancul de probă a motoarelor electrice. Dacă ea poate, puteți și voi. La bancul de probă pentru verificarea ventilatoarelor din sala motoare. Băieții acum le instalează acolo și le pornesc. Sunt conectate la panoul acela de curent. Și să vedem dacă trec testul. Okay, so this will be clean, this impeller, everything and paint, yeah? Yeah, yeah. Okay, good. Same for this one. Suntem la bancul pentru testarea valvelor de la boiler. După ce le-au făcut overhaul la toate, acum trebuie să le testăm. Test done. Astea sunt valvele de siguranță de la boiler, care trebuie să se deschidă în cazul presiunii peste limita normală. Așadar, trebuie să le testăm acum și pe astea. Trebuie puțin ajustat, pentru că nu sunt mulțumit. Hop! Aici și femeile lucrează în șantier. În condiții optime, bineînțeles.
Sunt surprins de condițiile de muncă de aici din China, nu mă așteptam la așa ceva. Mă așteptam să fie o dezordine totală, dar chiar e aranjat bine. Am cerut voie lui Mr. Zhang să mă plimb și eu cu scooterul, așa că hai să vedem cum e cu scooterul. Mamă, ce belea! Au ce viteză prinde scooterul ăsta! Bă, și chiar merge bine, nu? Chiar are viteză, nu glumă! Dar cred că n-am voie pe aici așa cu viteză. Dacă facem și accident acum. Come on, come! Stop behind! Okay. I'll bring you. What is this? What is this? Beer? Inyo. Beer? Yes, beer. Oh, thank you very much. How much is one? Not much. For me, eh? Yes. Okay, me. Thank you. Let's go. Oh, but for me it's too small, I think. Îl duc pe Mr. Zhang la navă. Wow. Which one is brake? This one or this? Two one. Both of them? Yeah. Okay, okay. Am coborât în doc să fac inspecție la elică, înainte să se pună să o vopsească. Mă grăbesc să fac și eu poze, că se eliberează docul și n-am să mai apuc să fac poze cu nava. Au, ce frumos se vede! Viața de navigator.